Cronica unui început de mileniu. Acesta este titlul unei noi cărți lansate la Soroca. Autorul, avocatul Mihai Salcuțan, a înserat în această carte cele mai importante evenimente care au avut loc pe parcursul celor 20 de ani în urma relațiilor de prietenie legate între orașul Soroca și municipiul Buzău. Detalii în reportajul ce urmează. Liceul Ion Creangă din orașul Soroca a fost gazda unui eveniment deosebit. Aici avocatul Mihai Salcuțan de la Buzău, România, și-a prezentat noua carte cu titlul Cronica unui început de mileniu. Cartea conține idei fundamentale, probleme de conștiință ample, la care nu oricine poate ajunge cu ușurință. Sunt exprimate frământări ale conștiinței ce îl provoacă pe cititor și adesea reușește să-l înnobileze. Cartea cuprinde eseuri ce reflectă viața cotidiană, dar și evenimentele care au avut loc pe parcursul anilor de când între orașul Soroca și municipiul Buzău, România, s-au stabilit relații de prietenie. Trăim astăzi niște limite, mi se pare că ne aduc, ne aduc într-o criză spirituală oamenii totuși limitați. În rest, noi suntem acei care luptăm mereu să nu trăim niște crize morale, niște crize spirituale. Și domnul Salcuțan ne vine cu niște adevăruri, că din această criză ne poate salva doar credința, doar dragostea de frumos și doar valorile care se perpetuează. Autorul Mihai Salcuțan susține că a scris această carte din mare dragoste pentru oameni și din dorința de a stimula cititorul să se comporte în același mod. Această carte este una de publicistică și eseuri. La ea am muncit exact cât mi-a trebuit ca să o termin. Nu am cronometrat timpul, însă ca orice muncă a omului, ea este întinsă pe o perioadă de timp, pentru că gândurile odată scrise le mai reiei, le revizuiești, le mai adaugi și la un moment dat ajungi la concluzia că trebuie să pui punct. Lansarea cărții la Soroca nu este o întâmplare, spune autorul. Aici se simte ca acasă, pentru că deja 19 ani vine în acest oraș și se numără printre fondatorii Bibliotecii de Carte Românească Basarabia. Aici este orașul meu de suflet. În urmă cu 19 ani, în 1993, am fost unul din fondatorii Bibliotecii Basarabia, bibliotecă care la vremea respectivă a fost prima de carte cu grafie latină din teritoriul Republicii Moldova. Aici avem cititori constanți, toate cărțile noastre le-am lansat și la Soroca, tocmai pentru că am văzut că avem un public iubitor de carte, care chiar citește cu adevărat, sensibil și care știe să aprecieze cuvântul scris. Alături de alte cărți, Cronica unui nou început este pentru autor o mare realizare, mai ales pentru că este un gen pe care nu l-a profesat până acum. Cărțile sunt invers ca la iubiri. Ultima carte ți este și cea mai dragă, pentru că ea este și mai proaspătă peste celelalte. Ai trecut și tu și timpul, deci este o carte foarte dragă, pentru că, practic, între genurile literare pe care eu le abordez, eseistica este un domeniu mai nou și stilul în care o fac eu se pare că este unul original, dacă ar fi să dau crezare criticilor. Abia lansată, cartea deja a și fost citită de prietenii mai vechi ai autorului, care au rămas impresionați, mai ales că mulți dintre ei chiar și-au găsit și numele în această carte. Folosește un stil artistic foarte elevant și în același timp, pe mine personal, mie personal mi-a plăcut foarte mult Poduri dintre Soroca și Buzău și are un capitol dedicat lui Grigore Vieru. Orice lansare de carte este de fapt un eveniment foarte important, este o sărbătoare spirituală a românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Sunt foarte multe momente pe care autorul ne le aduce ca să gândim, să gândim cât mai adânc. Bună oară despre comemorarea lui Grigore Vieru, despre cartea cea de toate zilele, despre cuvânt, când spune frumos că cuvântul este o forță și nu contează ce putere ai atunci când apelezi la el. Tinerii cititori prezenți la lansarea de carte au calificat evenimentul ca o sărbătoare de suflet și s-au arătat interesați de noua carte. O carte este pentru noi totul. Din carte ne inspirăm, din carte înțelegem viața
Această carte, prezentare de carte, pe mine e foarte mult m-a impresionat și aș vrea foarte mult să citesc această carte. Niște cărți care, în care sunt relatate o realitate simplă, dar totuși o realitate dureroasă, din punct de vedere istoric, economic și social. Mihai Sălcuțan este vicepreședintele Uniunii Epigramiștilor din România, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, autor de epigrame, rondeluri, eseuri și publicistică. Cele mai cunoscute volume din creația sa sunt Viața ca o epigramă, Vesela tristețe, Zodia balanței. În curând va vedea lumina teparului o nouă carte, Cu poante pe poante călcând.